și a pus la și a pus la bătaie toate resursele, toate ideile și toate contactele să încercăm să facem acest film posibil, un om fără de care n-aș fi putut face. De altfel, fără oamenii ăștia de aici n-am fi putut face acest film și vreau să-l invit alături de mine pe Matei Dima. Sau cum îl știți, România. Și am să-i dau cuvântul lui Matei. Mulțumesc și mulțumesc că ați venit. Mulțumesc, Mihai, că m-ai invitat în proiect atât de vreme. Te cunosc egoist. Adică aveam nevoie cumva să mă duc undeva ca să mă simt parcă să-mi pun viața într-o altfel de perspectivă, să mă bucur mai mult de tot ce am și să apreciez ceea ce am, pentru că de câte ori mă duceam și mă jucam cu cei mici și mă stăteam cu ei, realizam cât de mult noroc am avut și că e timpul să ofer înapoi. A venit Mihai la mine și într-un moment foarte oportun, după două filme pe care le-am făcut, care au avut succes foarte mare, și am zis că e timpul să dau înapoi. Recunosc, nu mă așteptam să vină o pandemie de 2 ani în care să nu mai scoatem nimic în cinema. Acum și posibil un război, dar pare că s-au mai liniștit lucrurile.